Alertă în Tunisia, cel puțin 8 oameni au murit după ce un grup de bărbați înarmați a atacat sediul Parlamentului din capitala țării. Autoritățile susțin că atacatorii au pătruns în muzeul Bardo, care se află într-o clădire adiacentă și au luat mai mulți ostatici. În timpul atacului, în clădire se aflau mai mulți deputați. Aceștia au fost evacuați. Potrivit presei, autorii atacului sunt 3 bărbați. Zona a fost încercuită de poliție.